Dacă ar fi să vorbim despre mâncare, pic și despre actele care or să-ți trebuiască când ești plecat. Un alt aspect la care mi-ar plăcea să fii destul de atent este legat de marfă. De ce? Pentru aceia dintre voi care vreți să vă deschideți un business, ideea este că și... Dușul și spălatul hainelor. Ce... Hai cu ziua bună, my friend! La fel ca și tura trecută, m-am îmbrăcat, m-am schimbat, m-am spălat, m-am dat cu parfum și vreau să mă duc un pic până la Lidl. O să ia fii atent. Stai că acum am văzut asta. Mamă, în asta poți să și locuiești, frate. Ceva saună. Ia uite, are lingură pentru sare. Face și ciorbă. Puțin mucegai, dar nu. E ok, că e de prezentare. Interesantă buturuga asta. Faci foc înăuntru. Nimic, n-am mai văzut. Uite și ciubăr. Când am venit aseară am intrat aici prima oară. Și zic, bă, dar nu văd mașini de la noi, de la firmă. Zic, care-i treaba? Că văd că a început să plouă. Ăștia-s cu șeminee, cu din astea, știi? Ideea e că mai trebuie să mai și mergem așa un pic pe jos, că nu, toată ziua în camion nu e chiar ok, știi? Chiar dacă plouă, dacă este frig, trebuie puțină mișcare în aer liber. Mai am niște paste, vreau să-mi iau niște sos din ăla, să-mi fac niște paste. Aseară mi-am prăjit niște aripioare, ouă. Ăla dă, da, din mână. Are și el ceva. Mă rog. E ca o fel de zonă industrială, să zic așa. Mă rog, în fiecare locație din asta găsești câte un spațiu din asta. Ia uite-l pe ăsta la containere. Uite aici, prize, mrize. Hai că plouă, treaba e bună. Hai să crezi că am găsit cofită pe aici. Să vedem ce este de aici. Hai că a ieșit și soarele. Treaba e bună.
aici și taco și de toate. Aldi. A fost un pic până în partea cealaltă la Teddy ăla, știi? Mi-am luat un suport din ăla pentru telefon. Ce mi-am mai luat? Niște lavete și un tocător. Cafeaua cam așa arată. Băi, ăștia zic că sunt nebun la cafe, rate toți. Așa se uită când te văd cu camera, bine că a ieșit soarele. E la fel ca aia de acasă, frate. E ok. Cred că depinde și cum sunt setate aparatele, știi? Dar este la fel ca și cea de acasă.